E produs integral din piele de aligator. Cureaua e identică cu cea trimisă de domnul misterios. Să o văd mai bine. Ce s-a întâmplat? Sunt alergică la imitații de piele. Aceasta nu este piele veritabilă, îmi provoacă iritații. Cureaua nu e făcută din piele de aligator. Toate produsele sunt falsuri. Oamenii aligatori falși vând produse falsificate? Oh, avem parte de o ironie dulce. Trebuie să-i oprim. Piele veritabilă de aligator. Oamenii aligatori! Sunteți mai urâți decât crocodilii! Unde vezi tu crocodili aici? Pe ei! Acum! I-am prins! Capcana 45 îi prinde mereu! E timpul să aflăm cine sunt acești aligatori lacomi. Grady Gator? Greta Gator? Gunter Gator? Dar de ce? Pentru că toți au plecat după ce am epuizat rezervele de aligatori. Numai noi am rămas. Aceasta e casa noastră. Dacă nu mai sunt aligatori, ați început să vindeți imitații drept produse autentice. Nu puteți permite nimănui să vină în orașul aligatorilor. Așa că v-ați costumat în acești monștri pentru a ne speria. Apoi ați fi putut continua afacerea fără a afla nimeni cine e vinovatul. Păi, a fost un plan hilar. Să știți că am fi scăpat basma curată dacă nu ați fi venit aici și dacă nu ați fi investigat cu atenție toate falsurile noastre și toate mânăriile noastre. Vrei să spui că toate produsele sunt false? Am plătit o avere pentru costumul ăsta. Regret, șerifule. Trebuie să ies din costumul ăsta. Încep să simt un miros neplăcut. Vreau să-i arestați imediat. Arestați-i chiar dacă nu mă aflu în jurisdicția mea. Așteaptă, șerifule! Ne poți duce cu mașina, furgoneta noastră? Furgoneta nu are motor! Trebuie să fie bântuită! E de la domnul misterios. Sper că v-ați simțit bine în orașul aligatorilor, dar atenție, vor urma mai multe mistere. Aceasta e doar o bucată din întregul puzzle. Puzzle? Ce vrea să spună? Am impresia ciudată că vom afla! Da! Mm-hmm.